Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor, despre ceea ce înseamnă holistic. Vorbim astăzi cu doamna Florinela Stoianovici, medic, medicină holistică și homeopatie. Vă spun bun găsit, doamna doctor, mă bucur că vă avem din nou alături de noi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Să ne începem această zi cu medicina holistică, pentru că medicina holistică și termenul acesta holistic este un termen care a revoluționat medicina, deoarece reprezintă între cuvântul holos, cuvântul holistic înseamnă holos în grecește și înseamnă întregul, adică înseamnă completul, înseamnă ceva în complexitatea lui, reprezintă o abordare extraordinar de completă și de complexă și totală asupra ființei umane, dar nu numai, pentru că termenul holistic poate fi folosit în toate domeniile vieții. Doamna doctor, cum putem să gândim holistic? Eu am început foarte simplu. Ca și medic, mi-am pus problema dacă, într-adevăr, pentru că nu aveam rezultate, când am terminat facultatea, după ce am practicat, mi-am dat seama că nu sunt rezultate în medicină. Eram nemulțumită, eram perfecționistă, sunt și acum tot perfecționistă și ideea este că m-am gândit că ceva nu e în regulă, că poate nu e totul. Mi-a venit pur și simplu ideea că s-ar putea ca medicina să fie segmentată de această privire simplistă asupra corpului fizic. Și atunci m-am gândit ce ar însemna ce lipsește. Și ce lipsea era în același timp un medic să fie pregătit să vadă și partea fizică, corpul fizic cum era pregătit în facultate, dar să vadă și partea emoțională ca un psiholog, să se uite și la partea mentală ca un psihiatru, să zicem, și de asemenea, ce lipsea și mai mult și mai mult era partea aceasta sufletească de abordare a ființei umane, pe care decât un preot o face și pe care lipsea în cabinetul medical. Și atunci această gândire în 4D, această gândire completă, așa cum este ființa umană făcută, m-a făcut pe mine să înțeleg că, de fapt, medicina nu este ea, nu abordează ea întregul, nu poate ea să cuprindă toate laturile acestea ale ființei umane și, deci, poate, m-am gândit eu atunci, la vreo 25-30 de ani aveam, că poate asta e motivul pentru care nu se obține rezultate în medicină. Ce s-a întâmplat după este când am început această abordare holistică, este că mi-am dat seama că, într-adevăr, răspunsul este da. Lipsa aceasta unei abordări complete în perspectiva medicală duce la nerezolvarea bolilor, de fapt, și până la urmă și în fizic.